Și binecuvântat să fie în numele Domnului. Aș dori să citesc un singur verset din Evanghelia după Luca, din capitolul 10, versetul 2. Și le-a zis: mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Amin. Amin. Domnul să binecuvinteze cuvântul, predicarea, ascultarea și împlinirea lui în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Este a doua oară când vizitez Biserica Domnului Philadelphia din Trossingen. Înainte de prima vizită, am auzit de la prieteni dragi, slujitorii Domnului, lucruri frumoase despre dumneavoastră. Atunci când v-am vizitat, m-am convins de lucrul acesta și de data aceasta mă conving încă o dată. Să știți că aveți ceva prețios și trebuie să prețuiți ceea ce aveți. În foarte puține locuri se pot mobiliza oamenii în zile de săptămână să vină la biserică cu râvna și dragostea pe care dumneavoastră o aveți. Sunt locuri unde oamenii sunt aproape saturați de servicii, de programe, de seri speciale și nu mai prețuiesc cu drag posibilitatea părtășiei de a fi împreună în jurul cuvântului, de a fi împreună noi și cu Domnul, pentru că știm că ori de câte ori suntem împreună, Domnul este prezent în mijlocul nostru. Apreciez mult invitația fratelui păstor Adi Flora, pe care îl prețuiesc mult și mă bucur din toată inima, nu numai de afinitatea de suflet, ci de prietenia pe care mi-a arătat-o și mulțumesc Domnului pentru frații de aici, pentru ospitalitatea din zilele acestea. M-am bucurat mult de tot și de lucrarea soră a Bisericii Philadelphia, Biserica Eclesia din Karlsruhe, unde cred că Dumnezeu are un plan frumos de viitor cu lucrarea de acolo. Și mă bucur din toată inima să pot să împărtășesc cu dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu în aceste zile. Mă simt foarte bine în mijlocul fraților, surorilor, celor cu care împreună dorim să călătorim până la capăt, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Am anunțat pentru seriile acestea predici de maturizare spirituală, dorința de apropiere de Dumnezeu, de sfințire. Și chiar dacă am ales un alt text pentru seara aceasta și probabil și pentru mâine, aș vrea să rămân în tonul acesta, în dorința ca prin aceste mesaje să fim mai vigilenți, mai atenți în umblarea noastră cu Domnul Iisus Hristos, în alergarea noastră către ținta pe care ne-am stabilit-o și care este să fim cu El în împărăția Lui. Vedeți, atunci când vorbim despre marele seceriș, când vorbim despre lucrători la seceriș, când ne rugăm ca Domnul să scoată lucrători, pentru că sunt puțini, vă rog să observați această discrepanță, un seceriș mare și lucrători puțini. Este o febră a oportunității și în același timp o mare panică atunci când câmpul de lucru este larg și sunt puțini cei care doresc să facă lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun că multe direcții de interpretare și de înțelegere a acestui subiect sunt în cuvântul lui Dumnezeu.
și nu le putem aborda și epuiza pe toate. În această seară eu aș dori să vorbesc despre semănat și secerat, nu neapărat din punctul de vedere al pildei semănătorului. În pilda semănătorului, accentul cade pe pământul care primește sămânța. Atitudinea pământului, ce face pământul cu sămânța semănată. Nu este vorba de semănător. Semănătorul a ieșit să semene sămânța și și-a făcut datoria, a aruncat-o peste tot. Pentru că Evanghelia trebuie semănată în toate tipurile de pământ. Când eram tânăr, am citit de mai multe ori pilda aceasta, destul de bulversat de, mă gândeam eu la vremea respectivă, neglijența semănătorului. Pentru ce să semeni sămânță care să cadă în drum bătătorit? Pentru ce să semeni sămânță când vezi că este pământul pietros? De ce să semeni sămânță într-un pământ nepregătit? De ce să nu semeni sămânță într-un pământ bun? Datorită faptului că atât cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, cât și cei care o seamănă, trebuie să o facă tuturor categoriilor de oameni fără discriminare. Calitatea sau lipsa de calitate a pământului este determinată de reacția și atitudinea omului față de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru noi, momentul în care semănăm sămânța este o singură categorie de pământ. Este o singură categorie de vieți. Vieți care au o nevoie disperată de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că toate cele patru tipuri de pământ, înainte de a-și arăta forma, atitudinea, dispoziția de a primi sau nu cuvântul lui Dumnezeu, sunt doar oameni pierduți care au nevoie de Evanghelie, care au nevoie de har, care au nevoie de Hristos, care au nevoie de mântuire. Însă, pentru că noi am fost chemați la marele seceriș al lui Dumnezeu, eu aș dori ca mesajul din seara aceasta să ne aibă pe noi în centrul atenției, pe fiecare dintre noi. Pentru că așa după cum am spus, până la urma urmei, cei care ne ascultă sau nu ne ascultă vor răspunde înaintea lui Dumnezeu. Însă noi, ca oameni care vrem să fim împreună lucrători cu Dumnezeu, care dorim să avem parte de marele seceriș al Evangheliei, aș dori să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem câteva lucruri, câteva principii cu privire la a secera, la seceriș. Bineînțeles că toți suntem chemați să semănăm și să secerăm din cuvântul lui Dumnezeu, este prioritatea existenței noastre ca și copiii lui Dumnezeu. Spun de fiecare dată, atunci când mă refer la posibilitățile de a-L sluji pe Domnul în viața aceasta, că indiferent cât de specialiști am fi într-un domeniu, cât de capabili, cât de competenți, cât de educați am fi într-un domeniu, este doar ocupația noastră secundară. Ocupația noastră principală este de oamenii lui Dumnezeu, de lucrători împreună cu Dumnezeu, de ambasadori ai cerului. Oriunde ai fi, fă-ți
slujba cu excelență, cu competență. Dar fără să uiți vreodată că ești acolo în primul rând nu pentru ca să-ți câștigi existența, nu pentru ca să lucrezi la progresul companiei sau al afacerii pentru care lucrezi, ci ești acolo pentru ca să se extindă prin tine împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Dumnezeu ne-a echipat cu tot felul de înzestrări, de daruri. Lui Timotei, Pavel îi spunea, înflăcărează darul care este în tine. Înflăcărează darul și folosește-l. Pentru că toate aceste înzestrări și daruri ne-au fost date ca să facem o lucrare binecuvântată spre slava lui Dumnezeu. Bineînțeles, semănat și seceriș înseamnă faptele pe care le facem, resursele pe care le folosim, din ceea ce ne-a dat și binecuvântat Dumnezeu. Până la urma urmei, implicarea aceasta în lucrarea secerișului înseamnă să ne investim pe noi înșine, tot ce suntem și tot ce avem, în toate dimensiunile vieții. În familie, în biserică, în profesie, slujire, în relații. Fiecare aspect al existenței noastre trebuie dominat de acest concept al marelui seceriș. Pentru că toată Evanghelia, cu privire la fiecare dintre noi, se concentrează în două imperative. Veniți și duceți-vă. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Și apoi duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la fiecare făptură, la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. Inclusiv intrarea noastră în eternitate, pentru că rețineți, toți vom ajunge în eternitate, mântuiți sau nemântuiți. Noi nu vă promitem eternitatea, eternitatea o aveți garantată. Întrebarea se pune, unde ne vom petrece eternitatea? Și intrarea în eternitate are aceleași două imperative. Veniți binecuvântații Tatălui și duceți-vă de la mine blestemaților. Și eu mă rog din toată inima să respectăm imperativul lui Dumnezeu care ne cheamă la mântuire, care ne cheamă să ne găsim pacea, sensul vieții, fericirea adevărată în Domnul Iisus Hristos. Să ascultăm de Cel care ne trimite și ne spune duceți-vă în toată lumea. Cineva odată a intrat în depresie, s-a supărat când a auzit că trebuie să meargă până la marginile pământului. Și îmi spunea, frate, ce să caut eu la marginile pământului? Cine sunt eu să mă duc la marginile pământului? Și am spus, frate, tu ești deja la marginile pământului. Acolo unde ești tu, sunt marginile pământului. Dacă pe globul pământesc ai trage o linie de jur împrejur, o linie dreaptă, cea mai lungă distanță este de unde ești tu înapoi până unde ești tu. La locul tău de muncă, în familia ta, la școală, tu ești deja la marginile pământului. Slujește-L și propovăduiește-L pe Dumnezeu, prin viața ta și prin cuvintele tale. Să ne ajute Dumnezeu că atunci când vom ajunge la poarta eternității să auzim în dreptul nostru frumosul cuvânt. Bine, rob bun și credincios, intră, vino, intră în bucuria stăpânului tău. Asta este cea mai mare mulțumire sufletească la care se poate aștepta un adevărat copil al lui Dumnezeu.
Așa că haideți să parcurgem principiile implicării noastre în marele seceriș. Le ascultăm cu atenție, dacă reușim și să reținem câteva dintre ele, ne vor ajuta să fim credincioși mai eficienți în chemarea și planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la viața noastră. Primul principiu al secerișului este: seceri dacă semeni. Și numai după ce semeni. Vedeți, toți vrem să secerăm. Vrem să secerăm o familie frumoasă. Vrem să secerăm o slujbă, o profesie care să ne împlinească. Vrem să secerăm progres în lucrurile pe care le facem. Dacă vreți, inclusiv creștere spirituală. Poate că asta trebuia să fie cea mai importantă și prima. Vrem să secerăm aprecierea celor din jur. Vrem să secerăm calitate și prețuire pentru slujirea noastră. Să n-aveți impresia că atunci când cineva vine să cânte sau vine să predice sau vine să facă o slujbă oarecare în casa lui Dumnezeu, e orb și surd, nu vede și n-aude. Privirile, atitudinile, răspunsul celor pe care îi slujește. Există o graniță dincolo de care cădem în obsesie, în mândrie. Și suntem așa de obsedați de răspunsul oamenilor, de aprecierile oamenilor, încât uităm că de fapt îl slujim pe Dumnezeu și că vrem ca toată lauda și slava să ajungă la El și nu la noi. Dar odată ce am spus lucrul ăsta, nimeni nu vrea să se coboare de la slujbă huiduit sau, dacă oamenii sunt civilizați, să stea cu capetele în jos. Nu odată mi s-a întâmplat să particip la servicii divine unde o cântare n-a ieșit așa de bine, s-a încurcat, o predică n-a ieșit, le-am spus la mulți: băi, eu multe predici proaste am ținut în viața mea, dar niciodată nepregătite. Măcar atât. Îți vine să o iei de la capăt. Fraților, vă rog frumos, mai stați o oră că vreau să mai țin o dată predica asta. N-a ieșit bine, nu știu de ce. Ei, Dumnezeu are momentele Lui în care să ne zmerească, să ne pună pe butuci, să ne facă o renovare la caracter și la motivație, pentru ca să înțelegem că nu e vorba despre noi, este vorba despre El. Și că nu noi suntem cei mai importanți, El este cel mai important. Dar asta nu înseamnă că nu ne place atunci când oamenilor le place slujirea noastră. Vrem să secerăm aprecierile oamenilor. Dacă vreți, vrem să secerăm aminurile dumneavoastră pentru Dumnezeu, dar înseamnă că cumva am reușit să vă motivăm să-L admirați pe Dumnezeu, să-L iubiți pe Dumnezeu. Apostolul Pavel era extrem de atent la lucrul acesta. Vă aduc aminte, în prima epistolă către Tesaloniceni, le scrie și le spune: vi l-am trimis pe Timotei să vă vorbească, pentru că știu că ați ajuns în prigoană, în suferințe, știu că aveți necazuri și sunteți proaspeți în credință și mi-e frică să nu vă lepădați de Hristos. Și când a scris a doua epistole, le spune: acum sunt împlinit, sunt mulțumit, sunt satisfăcut. Numai ce a venit Timotei și ne-a spus că sunteți tari în credință, că lucrurile sunt foarte bune și mai mult decât atât, că vă aduceți aminte cu dragoste de noi și ne prețuiți. Ei, vrei să seceri?
asemenea relații. Vrei să seceri. Dar nimeni nu va secera vreodată ceva dacă nu seamănă. Dacă nu seamănă. În Eclesiastul 11:4 spune, cine se uită după vânt, nu va semăna. Și cine se uită după nori, nu va secera. Sunt mulți care vor să secere, dar găsesc întotdeauna motive să nu semene. Vor să secere note bune la școală, dar nu învață. Vor să mă iertați, le spun asta întotdeauna la studenții noștri de la școala biblică pe care o avem. Toți vreți să secerați aprecieri și o predică bună, dar puneți puțin timp. 15 minute de survolat internetul, luat o idee de aici, una de acolo, nu va face nimic niciodată din voi. Ăla nu-i semănat. Ăla este furat de pe aici, de pe acolo. Și Dumnezeu nu onorează decât muncă cinstită. Și trebuie să muncești mult în fiecare zi. Deci înțelegem conceptul social că trebuie să mergem fiecare zi ore în șir, să stai o zi întreagă la muncă, pentru ca să iei un salariu de Doamne ajută la sfârșitul lunii. Numai în împărăția lui Dumnezeu și în toate celelalte dimensiuni ale vieții, când e vorba de familie, când e vorba de biserică, vrem să semănăm cât mai puțin, dacă se poate deloc, dar pe urmă să secerăm bine de tot. Vreau să vă promit că toți cei care în această seară, obosiți fiind, venind de la servici, de la responsabilitățile dumneavoastră, punând deoparte acest timp pentru Dumnezeu, ați semănat bine și veți secera pentru că ați semănat. Nimeni nu seceră dacă nu seamănă. În 2 Timotei, capitolul 2, versetul 6, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Plimbatul cu mâinile în buzunar, uitatul după nori, lenea, indolența, nu vor produce niciodată un seceriș. Sunt oameni frustrați chiar în viața de credință, care niciodată nu seceră. Și dau vina pe alții. Primesc multe întrebări de la tineri, la conferințele pe care le am cu tinerii. Și în unele din aceste întrebări simt frustrarea și supărarea teribilă a lor. Eu nu sunt împotriva generației tinere. Eu iubesc și vreau să-i învăț la bine. Însă mulți dintre ei vor deja să culeagă, vor deja să secere și nu au apucat să semene nimic. Și unele dintre întrebări sunt, ce să facem dacă în biserica de unde suntem noi, tinerii nu sunt promovați? Și întreb-mă, ce înseamnă promovat? Înseamnă să-ți dea predica de bază de duminică seara? Ce înseamnă nu suntem promovați? Pentru că eu umblu foarte mult prin biserici și în formațiile bisericii văd numai tineri, în față cântând văd numai tineri, la conferințele de tineret mă introduc și mă prezintă tinerii. Ce înseamnă asta? Să te ordineze duminică? Spune-mi cât și ce ai investit, cât ai semănat pentru ca să culegi. Și le povestesc de multe ori copilăria, tinerețea și adolescența mea. Datorită unor descoperiri din partea lui Dumnezeu, prima dată am fost
pus pe scaunul de la amvon să predic în biserica unde am copilărit la vârsta de 6 ani, într-o seară de Crăciun. Era singurul loc de Doamne ajută să pui un copil să zică ceva, seara de Crăciun, la programul copiilor. Nu mă întrebați, nu știu ce am spus, câțiva mi-au zis că am zis ceva. Nu am suit acolo, stau degeaba. Însă, am intrat în perioada preadolescenței, adolescenței, am mai recitat câte o poezie, am mai cântat câte o cântare. Pe la școala duminicală am fost pus să dau un îndemn de 2-3 minute. Când am crescut și am început să fiu pus să mai predic, uneori treceau 6 luni și nu predicam. Pentru că în biserică erau oameni în toată firea care aveau experiență, care dădeau învățătură. Eu nu puteam la vârsta de 15, 16, 17 ani să pretind, să mă ridic la amvonul bisericii și să învăț oameni de 50, de 60, de 70 de ani, să le dau hrană și maturitate spirituală cu privire la lucruri despre care habar n-aveam. Bineînțeles că frații gândeau că sunt drăgălași. Dar scopul bisericii nu era să pună, Biblia spune, conduși de un copil. Conduși de un copil, duși de râpă. Nu înseamnă că nu sunt oameni precoce, nu înseamnă că nu sunt oameni cazuri speciale, dar drumul și mersul bisericii are o perioadă de semănat în perioada aceea ce citeam scripturile ori în șir în fiecare zi. Nu mă duceam la joacă, nu mă duceam la fotbal, nu mă duceam la șuiete, nu stăteam afară cu copiii din lume, să spunem jocuri și bancuri. Mi-am petrecut adolescența singur, pentru că până și unii din colegii mei din biserică mergeau la filme, mergeau la meciuri, mergeau la întâlniri unde nu se îndeleniceau nici cu rugăciunea, nici cu scripturile. Mama a fost extrem de severă și din start mi-a spus, tu n-ai ce căuta în locuri de genul ăsta. Păi dacă n-am avut ce căuta și am stat în casă, am pus mâna pe Biblie. Și am investit toți anii copilăriei și adolescenței în cercetarea scripturilor, fără să am vreo pretenție și fără să mă supăr că nu sunt pus prea des. Pentru că este o perioadă a semănatului. Este o perioadă în care citești, în care te educi, în care asculți cu ochii cât cepele predicile altora. În care stai cu ochii pe slujitori, pe păstori, studiezi cum conduce un serviciu divin, cum vorbește, ce spune, ce nu se spune. Și toate astea îți formează caracterul, felul de a fi, ca atunci când îți vine vremea să seceri, să ai ce secera pentru că ai semănat. Nu spun lucrul ăsta ca să mă autoapreciez, ci pentru ca să vă spun că atunci când ai intenția să slujești, când ai intenția să te pregătești pentru o slujire înaltă în Biserica Domnului Iisus Hristos, cu cât e mai înaltă slujirea la care aspiri, cu atât trebuie să pui mai multă muncă, efort, lacrimi, suferințe, rugăciune, studiu. Pentru că dacă nu semeni, nu se ceri. Am văzut mulți trubaduri buni de gură, care au crezut că au o chemare specială și care la un moment dat s-au împotmolit, s-au făcut de râs și au intrat la coșul de gunoi al bisericii și al istoriei.
pentru că au crezut că poți să seceri fără să semeni. În Iacov 5:7, cuvântul Domnului spune: fiți dar îndelung răbdător, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Uneori așteptăm secerișul și nu avem răbdare. Ne grăbim. Forțăm nota. Ne-a vizitat odată pastorul local și pentru că maică-mea era foarte râvnitoare, au stat de vorbă mai la separe cu părinții mei, cu el, cu soția lui, și a spus: frate, dar îl puneți prea rar, copilul ăsta e un copil bun. Și m-am dus după aia, i-am prins, că era geamul deschis, și m-am dus pe urmă la maică-mea și i-am spus: niciodată în viața ta, că mama a fost foarte aspră cu mine, dar și-am fost aspră cu mama, niciodată în viața ta să nu te mai duci tu, să nu îndrăznești să te duci tu la păstorul bisericii să-i spui cât de des să mă pună. E, pentru că te-ai dus 6 luni și dacă mă pune, nu accept. Dar de ce? Ca să te pedepsesc. Că suferi tu mai tare, că nu vorbesc eu decât eu. Nu forțați nota. Știți că mama fiilor lui Zebedei s-a dus și a spus: am o propunere, unul să fie la stânga, unul să fie la dreapta. În primul rând nu știa ce cere, când Domnul va veni în împărăția lui, e mai bine să fie la dreapta și nu la stânga, dar în al doilea rând, și dacă, că a înțeles Domnul Iisus ce vrea mama să spună, adică să fie unul un sfetnic, altul să n-aibă nimeni în loc lângă Domnul mai aproape decât copiii ei. Și cinstea asta nu o dau eu, o dă tatăl meu care este în ceruri. Trebuie să fac o mică paranteză aici, să mă adresez și părinților. Știu că Ionicul tău ia lecții de pian, de chitară. Serviciul divin nu este un loc unde, acum avem noi programe de Crăciun, de Paști, pentru copii, mai vin copii și ne arată ce au învățat de anul trecut până acum. Însă serviciile bisericii nu sunt locuri unde să arătăm ce am învățat în ultimile 6 luni la instrument. Este un loc de zidire sufletească. Ăsta este cel mai important lucru. Nu zic să nu aibă practică, nu zic să nu se obișnuiască cu publicul. Scopul oricărui slujitor e să vadă generația tânără, să vadă copiii căpătând experiență, drag de slujire în biserică, de a-i punem peste tot și le creăm spațiu să slujească. Dar să avem răbdare, să nu dorim să secerăm înainte de vreme, pentru că Dumnezeu va aduce momentul secerișului în viața fiecăruia dintre noi. Dacă investim, dacă semănăm, dacă muncim, și dacă îl lăsăm pe Dumnezeu să hotărască timpul și felul în care ne va răsplăti cu un seceriș binecuvântat. Seceri dacă semeni și după ce semeni, și de multe ori târziu după ce semeni. Al doilea principiu. Seceri ceea ce semeni. Seceri ceea ce semeni. Nu poți să fii neglijent în a semăna, pentru că, și acum schimb puțin argumentul, am spus că nu secer dacă nu semeni, dar trebuie să recunoaștem că de semănat semănăm ceva. Semănăm vorbe, semănăm fapte, semănăm viața noastră, nu? Nu putem fi neglijenți să semănăm în mod dezordonat. Ici și colo de ale Duhului, dincolo de ale firii. Și pe urmă să ne așteptăm să secerăm
ce ne place. Proverbe 22:8 spune: cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera. Și ce înseamnă să seceri nelegiuire? Înseamnă să seceri nuiaua nelegiuirii. Știți că nelegiuirea are o nuia. Și dacă semeni nelegiuire, seceri nuiaua nelegiuirii. În Galateni 6:7, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Dragii mei, în călătoria noastră pe pământul acesta, semănăm în stânga și în dreapta. Vorbe, fapte, atitudini, priviri. Și uneori nu suntem atenți. Am stat odată de vorbă cu o persoană care avea ciudă pe toți oamenii. Că nu îl prețuiesc, că nu îl respectă, că nu-i dă atenție, că îl izolează. Și spunea, asta e biserica Domnului Iisus Hristos. Nu mă bagă nimeni în seamă. Se întâmpla că eu cunoșteam persoana respectivă. Persoana respectivă avea tot atâția țepi cât un arici. Oamenii, de fapt, fugeau de înțepături. Că și un câine, dacă vine la aproape de bocanc și dacă bocancul lovește, mai vine o dată, mai vine de două ori, dar pe urmă învață lecția. Stai departe de bocancul stăpânului, că te lovește. Frați și surori, există oameni simpatici și există oameni antipatici. Nu poți să te duci să te legi de toată lumea, să iei pe toți la rost, să-i jignești și să-i insulți pe toți și poți să te aștepți să fii prețuit și apreciat. Îmi dai mâna cu frații în biserică. Nu poți să te uiți în altă parte și, pe urmă, să te aștepți ca a doua oară când îl saluți pe om, el se uite în ochii tăi și să te întrebe de sănătate. Există un răspuns reciproc al atitudinii. Dacă vrei să fii respectat, respectă. Și în familie se întâmplă la fel. Nu poți să întorci întrerupătorul rapid de la a-ți lua la rost soția sau soțul și pe urmă să te aștepți să îți laude mâncarea. Sau, știu eu, să aprecieze salariul pe care l-ai adus, pe ce i-ai jignit. Se strică atmosfera. Seceri ceea ce semeni. Dar mai ales când este vorba de o viață curată și sfântă. În timp, oamenii seceră ceea ce au semănat și nu mă refer doar în viața asta. Pentru că atunci când ajungem la poarta raiului, toți am vrea să se dea porțile de perete și să intrăm cu surile și trompete în împărăția lui Dumnezeu. Și ăla este momentul cel mai culminant în care chiar vom secera ceea ce am semănat. Osea 10:12, semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Seceri ceea ce semeni. Dacă semeni vânt, vei secera furtună.
Seceri dacă semeni, seceri ceea ce semeni, în al treilea rând, seceri mai bine și mai mult decât ai semănat. Mă întoarcem puțin pe partea pozitivă a lucrurilor. Ascultați ce spune în Psalmul 126:5. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Iar la 2 Corinteni 9:6, să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Seceri mai bine, ai semănat cu lacrimi, efort, sudoare. Eu am fost în vacanțe la țară, la bunicii mei. Și am observat ce se întâmplă și când semănau și când secerau. Când semănau, se uitau la soarele de sus de pe cer. Era obositor. Îngropai sămânța în pământ și nu se mai vedea nimic, parcă n-ai făcut nimic toată ziua. Când erau la seceriș, râdeau de bucurie. Și umpleau. Ambarele. Seceri mai bine și mai mult decât semeni. Semeni o sămânță și răsare din pământ. Nu numai un rod. Mă rog să fie 60 sau 100. Dar și 30 sunt mai mult decât unul. Seceri mai mult și seceri mai bine decât ai semănat. Când semeni, când e greu, în Osea, capitolul 10 spunea, desceleniți-vă un ogor nou. Asta înseamnă să pregătești pământul, să spargi bulgării, să scoți afară pietrele, e greu, e anevoios. Și după ce ai semănat, parte din semănat este să cureți întotdeauna pământul de buruieni, să-i muncă grea. Presupune efort, transpirație și lacrimi. Însă, te gândești la secerat. Când vei secera, secer cu bucurie, cu veselie, cu cântări de veselie. Și secer mult. Secer mai bine și mai mult decât semeni. Al patrulea principiu al secerișului este seceri ca din nou să semeni. Vedeți, sunt niște sezoane. Este un sezon al semănatului și al seceratului. Dar pe urmă urmează din nou semănatul și iar seceratul. De asta spunea în 2 Corinteni 9:10, cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Cu alte cuvinte, când ai secerat, te hrănești, ai hrană. Dar e vai de agricultorul care consumă tot secerișul, îl mănâncă pe tot, îl vinde pe tot și anul viitor, când vine sezonul semănatului, nu mai are ce să semene. Dumnezeu, când ne dă un seceriș bogat, ne dă și să mâncăm și hrana, dar în secerișul acela este inclusă sămânța pentru semănat în noul sezon al semănatului, ca să putem iarăși secera. Seceri ca din nou să semeni. Semănatul nu se termină niciodată. Inclusiv în lucrarea, în slujirea pe care o facem. În familia noastră, la locul nostru de muncă, societate, în preocupările noastre. Permanent semănăm. Permanent semănăm.
dacă vrem să secerăm. Nu, ai semănat odată, ai secerat odată și pe urmă gata. Nu așa, viața nu e așa, agricultura nu e așa. Eu nu mă pricep la agricultură prea bine, dar e un lucru logic. Ușor de înțeles că există un ciclu continuu al semănatului și al seceraștului. Și când e vorba de viață, continuu semeni ca continuu să seceri. Există atitudinea de genul am făcut destul, să mai facă și alții. Câtă vreme vom trăi în viața asta, semănatul nu se termină niciodată. Când ziua în care nu mai semeni, nici nu mai seceri. Și să știți că Dumnezeu are o corespondență în ceea ce privește chiar aspectele de ordin material și aspectele de ordin spiritual. În momentul în care încetezi să faci fapte bune, pentru că ai făcut destul. În momentul în care spui, m-am săturat și știu că nu zicem m-am săturat de microfon, m-am săturat de amvon, sunt frați care au slujbe nevăzute în biserică. Lucrează în administrație. Nu-i vede nimeni. Spală, mătură, curăță. Și uneori slujbele astea devin obositoare, că nu-ți spune nimeni mulțumesc, nu vede nimeni ce faci. Sunt oameni care se ocupă de ospitalitate, se ocupă de misiune, de anumite lucrări, ei n-au nicio prezență publică în biserică. Și uneori obosesc, spune, ce numai eu, mai zice și soția acasă, iar te duci, dar nu mai au alții decât pe tine. Și ne descurajăm să continuăm să semănăm, fără să ne dăm seama că toate darurile, resursele, posibilitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat, sunt cu scopul de a ne face semănători. Să nu dea Dumnezeu în ziua în care nu mai semeni să se oprească și resursele. Vă aduceți aminte de femeia care a turnat un de lemn în vase? Știți câtă vreme a curs un de lemnul din vasul miraculos binecuvântat de Dumnezeu? Prin ei, câtă vreme a avut în ce turna? Când s-au terminat vasele și a spus, mai dați-mi un vas, că mai avea. Zice, nu mai sunt vase. Atunci s-a oprit unde lemnul. Vă aduceți aminte de omul lui Dumnezeu, Elisei, care s-a îmbolnăvit. Și pe când era bolnav, a venit împăratul la el. Și-a panicat, s-a speriat. Părinte, părinte! Și ce a spus profetul? Zice, ia o săgeată, îndreaptă-o spre fereastră, i-a binecuvântat mâinile și a spus, trage. Zice, asta e o săgeată de izbăvire. Dumnezeu a hotărât să te binecuvinteze și să-ți dea succes în campaniile tale militare. Dar acum ia săgeți și aruncă cu ele în pământ. Nu mai era dorința unui muribund. Proroc, proroc! Bun era să-l ai pe lângă tine. Dar ce idee are să mă pună să dau eu barta împăratul cu săgeți de pământ? Bine că nu e nimeni aici să mă pună pe YouTube să râdă lumea de mine. Îmi dau eu cu marele împărat în hainele lui împărătești, dai cu săgeți de pământ.
Adică aia care a tras-o la distanță, aia arăta frumos, aia, cu aia se putea poza. Dar azi dai săgeți în pământ. Ce a zis? Bă, dacă dau numai cu una, că mi-a zis, dă cu săgeți, ia săgeți și aruncă în pământ. Una, e, nu e plural, hai dau cu două, dacă să-i fac pe plac, dau cu trei. Și zice că omul lui Dumnezeu s-a mâniat și a spus, îi vei bate doar de trei ori, dar nu îi vei nimici. Trebuia să arunci de cinci sau de șase ori. Dragii mei, știți cu câte săgeți trebuie să aruncăm în pământ? Toată viața noastră trebuie să dăm cu săgeți în pământ. Ca să se împlinească planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Pentru că împăratul lui Israel avea un război aici, un război acolo. Noi suntem într-un război perpetu, în fiecare zi, de dimineața până seara, fără armistițiu, fără pauză. Diavolul nu ia vacanță, nu se retrage. Și chiar dacă o face, este ca să se regrupeze și să vină cu mai mare furie. Trebuie să continuăm să semănăm toată viața. Când te-ai oprit din semănat, s-a oprit secerișul. Și să fim foarte atenți. Apostolul Pavel crea o ecuație cu directă legătură între spiritual și material și spune, dacă am semănat între voi bunuri spirituale, secerăm bunuri pământești. Dar vreau să-ți spun că atunci când semeni în împărăția lui Dumnezeu, tu însuți seceri bunuri pământești, pentru că astea sunt resursele pe care Dumnezeu ți le dă, să fii binecuvântat, nu ca să te uiți în stânga și în dreapta, spui, ci pentru ca să continui să investești în lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu suntem creați rezervoare, suntem creați conducte. Când ceea ce trece printr-o conductă se oprește, înseamnă că undeva s-a înfundat și nu-i de bine. Desfundă conducta și lasă ca binecuvântările să curgă, că vor continua să vină. Semeni sau seceri ca din nou să semeni. Al cincelea principiu. Uneori tu semeni și alții seceră. Tu semeni și alții seceră. Și asta e un lucru frumos. Bine, ne putem referi la familiile noastre. Ați venit emigranți în țara asta, ați muncit greu. Și la un moment dat te uiți la copiii tăi, îi poți da la școli, își fac o carieră, sunt într-o țară prosperă, dar până la urma urmei zi adevărul, de ce ai venit aici? Că fiecare dintre noi din generația noastră zice, m-am dus pentru copii. Îți place când îți vezi copiii realizați, tu n-ai avut niciodată parte de asta. Sunt unii care chiar cad într-o extremă neplăcută, își răsfață copiii, dar tot pe premiza asta, lasă să aibă că eu n-am avut. Tu n-ai secerat asemenea binecuvântări, că părinții tăi n-au avut, nu și-au putut permite. Poate ai trăit în sărăcie. Tata avea o obsesie. Zicea, eu vreau copiii mei să nu muncească. I-am spus de mai multe ori, mă, tată, nu mai spune, că se mai și laudă. Copiii mei nu muncesc. Cum nu muncim, tată? Nu mă știi la ce mă refer. Tata a fost pe șantier, fierar betonist. Și toată viața lui a cărat fiare, a îndoit fiare. A fost bun meseriaș. Pentru el, dacă nu rupi fiare în mână, dacă nu ești plin de nămol de sus până jos, nu muncești. Și când am venit în America, taică, mergeți la școală, învățați ca să nu munciți. Așa a înțeles el lucrurile.
Mai prea târziu, săracul, la 87 de ani, nu-i mai schimb modul de gândire. Am spus, dar și noi muncim, tată, muncim de dimineață până seara. Muncim. Lasă-mă că nu e, aia știu eu, dar nu... Pentru el, dacă n-ai palmare, dacă n-ai rugină pe tine, nu muncești. Dragii mei, toți ați gândit în felul ăsta. Ați venit ca copiii voștri să o ducă mai bine. Ați semănat ca ei să secere. Nu-i de mirare, mergeam, ne întâlneam toți la părinți. Mama nu filozofa aia cu lucruri de astea, era la bucătărie să facă mâncare, să ne hrănească. Tata stătea într-un colț pe un fotoliu și uite așa se uita la noi, de la unul la altul. El a trăit o viață simplă, modestă. Și zice, mi s-a meritat, de-aia am venit în America. Dragii mei, inclusiv în lucrarea lui Dumnezeu, de multe ori unii seamănă și alții seceră. Sunt unii dintre voi care ați venit în comunitatea aceasta la începuturile ei. Când, ca să umpli un program de 3 ore, trăgeai barca pe uscat. Pune, hai și fratele, hai, cine mai cântă, cine mai... Și cu toate astea n-ați zis, domne, știi ce, eu plec, chemați-mă când sunteți 1000. Și atunci vin și eu la biserică. Ați stat aici și ați muncit. Unii ați plecat din biserici mari din România și v-a fost greu să vă acomodați mai la început. Mai mult decât atât. La început a fost mai greu. Și când veneau alte familii, trebuia să-i și ajutați, să-i ajutați să se integreze, să-i ajutați să-și găsească de lucru, poate o chirie, poate ceva. Asta am trăit toți în diaspora, în America. Și după ce ai muncit și te-ai sacrificat, bine, s-a mulțit biserica, au venit oameni capabili, competenți. Și... au venit niște alegeri și nu am fost ales în comitet. Nu am mai fost. Nici o supărare. Să fim sinceri. Acum, fiecare, oricât de bun ar fi, unul mai bun ca el. Și simpatiile oamenilor se schimbă. Și vine cel rău cu gândul ăsta. Băi, nu mi s-a meritat. Eu m-am sacrificat, am muncit, că nimeni nu știe de câte ori ai fost tu, cu câte plicuri te-ai dus tu la oameni săraci, la oameni amărâți, nimeni. Și dacă te-ai lăudat tu, nici nu ți-ar sta bine. Dar Dumnezeu e sus în cer și El răsplătește. Dragii mei, niciodată să nu vă pară rău că ați semănat pentru Dumnezeu sau că ați semănat pentru viitorul altora. După cum nu vă supărați că ați investit în copiii voștri și eu duc mai bine decât voi, să nu vă supărați că ați făcut o lucrare frumoasă pentru Dumnezeu. Mi-aduc aminte că am păstorit o biserică, am preluat-o cu câteva zeci de membri, mai bine de 35 de ani. Și aveam 3 surori care cântau, atâta. N-aveam formație, n-aveam nimic. 3 surori cântau. Acum știu eu să le zic Ana Maria și Ioana, ca să nu le dau numele, ca să fie programul mai divers, dimineața o puneam pe sora Maria, pe sora Ana și pe sora Ioana, seara o puneam pe sora Ioana, pe sora Maria și pe sora... Creiam un pic de diversitate. Adică da, a crescut biserica și am avut un pic de cor și un pic de fanfară și s-au îmbunătățit lucrurile. Așa de bun simț le mai puneam să cânte din când în când. Luna asta pe sora Maria, peste 2 luni pe sora Ioana și 6 luni de acum încolo.
Odată n-au venit surorile alea să ceară, să se super spună că nu era nimeni, a? Și acum, dragii mei, sunt sezoane și sezoane. Și uneori tu semeni și alții seceră. Pentru ca să ai facilități în biserică, sunt oameni dotați de Dumnezeu cu resurse materiale. Cu ajutorul lui Dumnezeu am terminat în urmă cu aproape 3 ani o construcție nouă foarte costisitoare, pentru că în America și mai ales într-un oraș ca Chicago costă mult să faci o biserică. Și la ora actuală nu poți să faci o biserică. Când construiești, trebuie să construiești 3 biserici. Trebuie să construiești o biserică pentru programele normale, trebuie să construiești 2-a biserică pentru sărbători și trebuie să construiești 3-a biserică pentru evenimente mari, conferințe și așa mai departe. Cum ați avut dumneavoastră aici, a trebuit să încheiați o sală. Mulți au venit și au spus, frate, dar de ce are 2 balcoane biserica? Păi sala de jos e pentru când suntem noi de noi, primul balcon e pentru când avem evenimente, botez, nu? Și al 2-lea balcon e pentru când avem conferințe. Nu faci doar o biserică, faci 3, că ai nevoie de facilități pentru diferite situații. În ziua de azi trebuie să faci sală de mese, de sute și sute de locuri, că dacă îi trimiți pe oameni cu nunțile departe, la tot felul de săli, costă foarte mult, costă mult mai mult, deplasarea, așa, te-ai coborât din sanctuar direct la sală și costă mult. A fost un număr de oameni care în timpul construcției au fost în frunte și în centru. Pentru că asta era chemarea lor. Și au făcut o lucrare extraordinară. S-au întâlnit în fiecare săptămână. Uneori o dată, uneori de 2 ori, uneori de 3 ori. Cu arhitecți, cu companiile de lucru, cu frați, familii. Mai bine de 3 ani de zile, acolo și-au desfășurat viața în afara carierei lor sau în afara afacerilor lor. Și a venit ziua inaugurării. Le-am mulțumit frumos. Am făcut o placă frumoasă, le-am pus numele acolo. Și pe urmă s-au dus la locurile lor în bancă, pentru că s-a terminat construcția. La anvonul frumos pe care l-au făcut ei, au venit alții și au început să predice. La microfoanele pe care ei le-au cumpărat, au venit alții să cânte. Și vreau să vă spun că m-am rugat 3 ani de zile pentru momentul inaugurării și am spus, Doamne, pune mulțumire sufletească în inimile acestor oameni care unii dintre ei au donat $100.000 pentru construcție. Unii dintre ei au petrecut 1.000 de ore pe șantier. Pune mulțumire sufletească în ei și nu lăsa ca diavolul să aducă duh de răutate, de frustrare, pentru că e greu atunci când se creează vidul ăla după ce tu te-ai investit cu trup și suflet. Ai muncit, ai dat. Și pe urmă nu te mai întreabă nimeni mare lucru, pentru că biserica are comitet, are slujitori, are departamente, are lideri de departamente, are modul ei de funcționare. S-a terminat perioada semănatului. Și uitând faptul că adevăratul secerișe mai târziu, ți se pare că intră alții în munca ta și tu rămâi anonim. Nu este adevărat. Ce ai făcut lui Iisus,
va sta. Nu lăsa pe diavolul să te păcălească și să spună că nu ți s-a meritat. Suntem la 3 ani după inaugurare și biserica noastră niciodată n-a avut, noi n-am avut niciodată un scandal existențial, un scandal major în biserică, n-am avut. Dar parcă așa armonie și pace n-am avut niciodată. Și văd pe oameni care au contribuit mult, n-au nicio pretenție. Și mă uit, îl văd undeva la balcon, se așează, cântă, ridică mâinile în sus și când îi vede pe alții că predică, îi vede pe alții cum cântă, mi s-a meritat. Auzi ce zice Eclesiastul? În capitolul 2, de la versetul 20, am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Știți că Eclesiastul pe alocuri e foarte deprimat, negativist, sarcastic. De-abia spre sfârșitul cărții se înnoadă bine lucrurile, când își aduce aminte că e un Dumnezeu în toate lucrurile astea. Căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Ei, ascultați ce spune un om cu adevărat înțelept. Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 5. Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Și când ai semănat acolo unde te-a pus Dumnezeu și intri într-o seară de luni în biserică și vezi că sunt ocupate scaunele și cântă frumos corul, cântă frumos tinerii și se predică Evanghelia, ți s-ar fi meritat să mături toată săptămâna trecută parcarea sau curtea. Fără să te vadă nimeni. Pentru că atunci când se vor împărți darurile, să nu credeți că Dumnezeu nu vede nascuns. Să nu credeți că Dumnezeu nu vede ceea ce oamenii nu văd sau nu mai văd. Fii un creștin împlinit, fericit, vesel. Uneori tu semeni și alții seceră. Când în urmă cu, deja sunt bătrân, mă apropii de pensie, nu-s bătrân până nu îl întreb pe cineva din ce an ești născut. Și când îmi dau seama că atunci când s-a născut el, eu aveam 20 de ani și aș putea să-i fiu tată, nu mai vreau să mă uit în oglindă. Împătrânim. Când am anunțat biserica faptul că e ultimul meu mandat pastoral și că la vârsta de pensie am să mă retrag, mulți au venit și zice, dar ce te-a apucat, dar ce, dar cum, da? E vremea altuia să intre și să se bucure de ce am semănat noi. Pentru că ascultați, frați și surori, există o roată a vieții care din când în când ne scoate din circuit pe fiecare. Nimeni nu scapă de deznodământul ăsta. Și bătrânul presbiter Ioan
spunea, nu am o altă bucurie decât atunci când îi văd pe copii umblând în adevăr. E o satisfacție extraordinară să fi semănat, să fi avut anumite realizări și să le vezi că sunt duse mai departe de alții și că împărăția lui Dumnezeu continuă și e binecuvântată și are succes și are propășire și se extinde. Pentru că fără de oricare dintre noi se poate, singurul fără de care nu se poate e Dumnezeu, e Domnul Iisus Hristos. Știți ce? Că mi-a dat voie într-un segment de timp să fiu parte din această lucrare. Dacă nu eram eu, Dumnezeu îl găsea pe altul. Dacă mi-a dat onoarea asta, sunt cel mai fericit om din lume. Și când Dumnezeu spune atât, că dacă nu spun eu, spune El. Câți mari oameni ai Scripturii nu și-au încetat alergarea, zicem noi, înainte de vreme, dar mai putea să predice, dar mai putea să facă minuni. Dar mai... Nu e așa că ne umplem de supărare atunci când vedem cât de repede numai ce a intrat și a și ieșit din istorie martirul Ștefan. Cât de tânăr a plecat Ioan Botezătorul. La, știm că Iisus e Mesia. Da, e, dacă era și Ioan acolo. Dar până și Domnul Iisus Hristos n-a slujit decât 3 ani și jumătate în misiunea Lui. Și abia a trecut de 33 de ani și a plecat. Păi nu era bine să dureze, că până și la noi seminariile teologice durează vreo 4 ani, 5 ani, nici măcar cât într-un seminar teologic n-am stat cu ei. Dar ce, Pavel nu mai putea să trăiască? Dar nu era bine să mai scrie câteva epistole, frați și surori? Fiecare dintre noi suntem hotărâți pentru un sezon în care să semănăm și să ne semănăm în lucrarea împărăției. Și ăsta nu e un favor pe care îl facem noi lui Dumnezeu sau bisericii sau lucrării, ci o favoare pe care ne-o face Dumnezeu nouă. Slujirea nu este un drept. Slujirea este un privilegiu. Și atunci când înțelegem lucrul ăsta, nu numai că nu ne supărăm atunci când alții intră în semănatul nostru și seceră, dar privim cu bucurie și cu satisfacție. Da. Al șaselea principiu. Există un ultim sezon. În care tu ești semănat. Ai semănat zi după zi, an după an. Ai semănat posesiunile tale, ai semănat timpul tău, ai semănat energia ta, ai semănat darurile cu care Dumnezeu te-a echipat și te-ai lăsat folosit de El. Și la un moment dat vine un sezon, ultimul tău sezon, când nu mai este semănată cântarea ta, nu mai este semănată predica ta, nu mai este semănat portofelul tău, ci ești semănat tu. În 1 Corinteni 15, de la versetul 42, spune, așa este și învierea morților.
Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Pentru că noi toți vrem să avem parte de înviere, însă înviere e rezultatul unei semănări. Și Apostolul Pavel spunea, nebun ce ești. Dacă nu este semănat și dacă nu moare, ce să învie? Vine o zi a ultimului sezon în care tu ești semănat. Și nu este un lucru rău. Noi interpretăm acest semănat al trupului nostru ca o mare nenorocire și tragedie. Adevărat, moartea este o tragedie, moartea este un dușman. Să n-aveți impresia că moartea e prietenul vreunuia dintre noi. Moartea este urâtă, moartea separă, moartea distruge, rupe, e îngrozitor. Mai ales frații mei care sunt mai aproape, pentru că tatăl meu locuiește în California, îl duc la mormântul mamei. Mama a plecat la Domnul în 2014, în urmă cu 10 ani anul acesta, și tata a rămas singur. Pune pe fugă, ne lăsați-mă aici, însă se furișează și mai fac câte o poză și sfâșietor. Stă pe scaun, se uită la mormânt și își mai pune mâinile în cap. Moartea este un dușman. Dar pentru copiii lui Dumnezeu există această altă față a monedei, care se numește adormire, care se numește semănare. Este foarte adevărat că trupul este semănat în durere, în suferință, este semănat în ocară, de asta îngropăm trupul în pământ, ca pe sămânță, pentru că nimeni nu vrea să vadă ce se petrece acolo. E groaznic. Însă noi nu ne întristăm ca cei care n-au nădejde. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Mă gândesc că fiecare dintre dumneavoastră ați semănat pe cei dragi, ați semănat părinți, unii poate soți, soții, copii. Întorcându-mă la Tesaloniceni, vă aduc aminte că tesalonicenii au intrat într-o mare panică. Ei când s-au pocăit, au crezut așa de mult în revenirea Domnului Iisus Hristos, atunci când au început să le moară cei dragi, să-și înmormânteze părinții, copiii, au intrat în panică, au spus ce s-a întâmplat, a venit mânia lui Dumnezeu peste noi. Noi acum nu mai așteptam să avem înmormântări, să mergem la spital, sau să vină prigoana, sau să ne bagem pușcărie, sau să ne îmbolnăvim. Noi așteptam să revină Domnul. Și cineva șugubăț s-a mai și trezit să spună, păi, dar e o scrisoare de Apostolului Pavel care circulă că Domnul deja a venit și am intrat în mânia lui Dumnezeu. Și Pavel le-a scris și le-a spus, nu, la aceasta am fost rânduiți. Și să nu vă întristați ca cei care n-au nădejde și nu vrem să nu fiți în cunoștință de cauză. Că cei care au plecat au prioritate la înviere și că cei ce vor fi rămas nu vor lua înaintea lor și că nu sunt pierduți, ci sunt câștigați pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că în ultimul sezon tu ești semănat, dar în al șaptelea rând, al șaptelea principiu,
În ultimul sau după ultimul sezon, tu ai fost semănat și tu vei fi secerat. Și ultimul seceriș va fi veșnic. Și atunci vei secera adevăratele binecuvântări și răsplătirea ale lui Dumnezeu. Îți vei da seama că toate lucrurile bune, frumoase pe care le-ai experimentat în viața aceasta pălesc față de moștenirea și bogățiile slavei pe care le-a pregătit Dumnezeu în eternitate pentru tine. Ascultați ce spune în Ioan capitolul 4, versetul 36, cine seceră primește o plată și strânge rod. Și aici pe pământ, deși nu întotdeauna, dar cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică. Pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Aici pe pământ se pare că cel ce seamănă și cel ce seceră de multe ori nu se bucură în același timp. În împărăția lui Dumnezeu, la ultimul seceriș, ne vom bucura. Galateni 6:8 menționa mai devreme, cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos? Nimeni n-a semănat mai mult decât a semănat Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu s-a semănat pe sine cum s-a semănat pe sine Domnul Iisus Hristos. Pentru că noi vrem, nu vrem, vom fi semănați. Domnul Iisus Hristos a spus, nimeni nu mi-a viața, eu de bunăvoie, eu mi-o dau. Și acum noi suntem în casa lui Dumnezeu, ne bucurăm de părtășie, ne bucurăm de har, ne bucurăm de binecuvântările sale. Și uneori ne gândim, cine suntem noi? Suntem copiii lui Dumnezeu, suntem binecuvântații Tatălui, suntem semănătorii lui Dumnezeu. Pe rând și din când în când devenim semănații lui Dumnezeu. Ascultați cine suntem noi. În Isaia 53:11, va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Știți că în seara aceasta Domnul Iisus Hristos este înviorat pentru că vede rodul muncii sufletului lui. Vede rodul semănatului lui, a ceea ce a semănat și a faptului că s-a semănat pe sine însuși. Pentru ca noi să fim secerișul bogat al împărăției sale. Și știți care este lucrul cel mai frumos? E adevărat, și noi semănăm și noi ne semănăm și noi vom fi semănați. Dar la urma urmei, și semănatul și secerișul sunt amândouă ale Domnului. Pentru că spunea cuvântul lui Dumnezeu, mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii, rugați-vă ca Dumnezeu să scoată lucrători la secerișul lui. Și doar pentru că am zis, iată-mă, trimite-mă. Dar puterea a venit de la El, echiparea a venit de la El, darurile au venit de la El, înzestrările au venit de la El, că spunea apostolul, pentru ce ne purtăm cu darurile, înzestrările și calitățile pe care le avem, ca și când ar fi ale noastre sau de la noi, când de fapt le-am primit? Dragii mei, pe degeaba, fără să avem vreun merit, că se putea fără oricare din noi și până la urmă fără toți. Că ascultați, avem un Dumnezeu așa de bun, că toți avem
8 miliarde de noi, 40 de miliarde câți au trăit, sau poate chiar mai mulți pe pământul ăsta, ar avea loc în împărăția lui Dumnezeu, dar cine nu-L slujește pe Dumnezeu cu scumpătate și nu-L acceptă pe Hristos ca mântuitor personal, dacă Dumnezeu ar rămâne singur o eternitate, e autosuficient și nu se plictisește și n-are nicio problemă cu asta. Că noi avem nevoie de El, nu El de noi. Dar că ne-a ales să ne folosească, ne-a echipat și ne-a dat privilegiul, cinstea, onoarea, să fim lucrători împreună cu El la secerișul Lui și să mai și vină să ne dea viața veșnică și să ne pună pe tron cu El și să ne dea răsplătiri veșnice. Ce ziceți dumneavoastră? Se merită să semănăm? Se merită să secerăm? Se merită să ne ajute Domnul. Amin.